Locurile de muncă refuzate de români sunt acceptate fără să stea prea mult pe gânduri de nepalezi. Asta s-a întâmplat și la ferma de păsări de la Târgu Jiu, unde până acum au fost angajate 16 persoane din Nepal. Cei drept câștigă mai mult decât colegilor români, dar nu doar banii i-au făcut să accepte imediat locul de muncă. Detalii ne aduce însă colega mea, Mădălina Barbonie. Mădălina, bun găsit! Pentru că românii refuză să muncească la ei în țară și preferă să plece peste hotare pentru a câștiga mai mulți bani, o firmă din Târgu Jiu a fost nevoită să aducă forță de muncă tocmai din Nepal. Angajații străini câștigă mai bine decât colegii români, aproximativ 500 de euro pe lună. Asta pentru că legislația îi obligă pe angajator la plata unor lefuri mai mari decât minimul pe economie. Cei 16 nepalezi care lucrează în prezent pentru ferma de păsări de la Târgu Jiu sunt apreciați de colegii lor români. Gorjenii, mai ales cei mai în vârstă, se înțeleg cu aceștia mai mult prin semne, pentru că engleza este o problemă, dar asta nu deranjează pe nimeni. Nici lefurile mai mari ale nepalezilor nu supără, atât timp cât fiecare este plătit pentru ceea ce face. Lucrurile s-ar putea să nu se oprească aici, pentru că angajatorii de la ferma de păsări intenționează să suplinească lipsa forței de muncă locale cu străini. Chiar dacă 1000 de gorjeni au trecut până acum pragul fermei, nici jumătate dintre ei nu au făcut față cerințelor pentru a rămâne angajați pe mai departe.